Salutare, oameni buni, aici un Ciu aici și bine v-am găsit la Stoneheart. Un joculeț în care ceea ce trebuie să fac eu va fi să am grijă de niște mini-văforei. Este un joc genial, apărut recent, îl puteți cumpăra pe Steam sau pe G2A sau chiar de pe site-ul oficial. Am să vă las site-ul oficial în descriere în caz că vrea cineva să cumpere jocul. Acum eu am mai jucat un pic joculețul ăsta și am văzut că e super tare, așa că m-am gândit să fac un gameplay, să filmez un gameplay de fapt cu jocul ăsta. Hai să-i dăm new game. Ok, normal game, peaceful game. Am să aleg normal pentru că eu am chef de o provocare adevărată, cum ar fi goblinii, aceea să-mi protejez oamenii, goblini. Ok. Și ce avem noi aici? Oh, ok, trebuie să alegem locul de spawn. Nu prea-mi place harta asta, așa că am să aleg alta. Haide, oh, perfect. Eu prefer un loc care să conțină atât minerale, cât și vegetație, cât și o viață, wildlife. Adică animale, chestii în jur. Deci... hai să vedem. Vegetație densă, infrequent. Nu. Nu prea îmi place unde apare wildlife sucker. E de preferat pentru mine să găsesc ceva mai bun. Adică să am și eu niște minerale, să am și eu un wildlife acolo. Și infrequent common. Pentru că o să am nevoie de minerale, am să aleg zona asta, foothills. Ok, embark here. Mai târziu am să folosesc acele minerale ca să creez armuri și alte chestii cu care să mă apăr, pentru că o să vină din ce în ce mai mulți goblini și mie o să fie din ce în ce mai greu să apăr sătenii de ei. Și acum trebuie să găsesc un loc pe harta asta în care să-mi pun stegulețul, acest stindard, așa se numește, stindard, steag sau stindard. Ați mai învățat ceva nou. Frate, nu găsesc... uite. Na, știi ceva? O să pun stegulețul chiar... Am să-l pun aici și văd eu mai departe. Type a name for your settlement. Ok. Întotdeauna am vrut... Întotdeauna am vrut să-mi pun numele satului Plegaiadis. Plegaiadis. Una din astea două. Întotdeauna mi-alegeam unul dintre numele astea două. Dar de data asta am să numesc satul altfel. Să vedem ce nume s-ar potrivi. Dihrim. Am scris bine? Dihrim. Ok. Bun, și acum, după câte vedeți și voi, am acești 7 omuleți care umblă pe aici. Ca să începem jocul, trebuie mai întâi să adunăm resurse. Avem nevoie de lemn, avem nevoie de piatră, avem nevoie de mâncare. O să le facem pe rând. Mai întâi lemnul. Luăm copacul ăsta, ăsta, ăsta. Aș vrea să tai, să nu tai, să tai copacii, să nu tai copacii random. Nu-mi găsesc cuvintele, mi-e greu, de fiecare dată mi-e greu să-mi găsesc cuvintele. Pentru că vreau să fac în zona asta, vreau să fac câteva mici căsuțe, să fie o zonă de case, da? O zonă care să locuiesc omuleții așa. Și acum vedeți că am tăiat un pom și au dropat bucățile astea de lemn. Voi avea nevoie de o zonă de depozitare, mai exact un stockpile, probabil ați mai auzit de cuvântul ăsta.
casele or să fie pe aici și toate căcaturile astea, deci am să pun două stockpile-uri mari și frumoase chiar aici. Hai să vedem, 12 pe 12 se poate. A, 11 pe 11. Mai mari. Uite, cam așa, 15 pe 15, odată. Și mai am nevoie de încă unul lângă ăsta, 15 pe 15. Perfect. În spațiile astea două vor veni omulețe ăștia să depoziteze. Acum eu pot să personalizez spațiul ăsta de depozitare și să-l fac altfel, gen aici să depoziteze numai armuri, aici să depoziteze numai arme, dar cum noi deocamdată suntem la început și nu avem nevoie de cine știe ce mega organizare, am să fac spațiile astea comune și pentru armuri și pentru arme și pentru ce mai găsim noi acolo. Ok. Ceva pietre și mâncare. Mai întâi mâncarea. Două persoane, trimitem aici. Aparent se duc chiar toți. Piatră, piatră, piatră. Piatră, piatră. A traveler approaches holding a bundle. I was thinking about joining your settlement, but it looks like you're even worse off than I am. The traveler would like to leave you two rabbit jerkies. Ok, perfect, mi-a lăsat niște mâncare. Așa. Ia să recoltez eu și chestia asta. Așa. În momentul de față, toți acești oameni sunt... sunt niște oameni... sunt niște sclavi, nu știu cum să-i numesc. Sunt liberi profesioniști, ăsta e cuvântul potrivit. Sunt niște oameni liberi profesioniști. Adică astăzi au un job, mâine au alt job. Va trebui să le dau un job specific acestor oameni. Acum în funcție de skill-urile lor am să le dau și jobul. Așa. Ia să adunăm și astea două. Uite așa. Tin și pomul ăsta. Încă deja vine seara. Cred că nu se supără nimeni dacă dau un pic de speed aici. Între timp ce ăștia își fac treaba aici și taie lemne și fac alte chestii interesante, eu am să încep să construiesc prima căsuță, aceea fiind Tiny Cottage. Îmi plac mie așa mult, pentru că sunt mititele și văfaroase. Să încep cu prima casă, o să o pun, uite, aici este locul potrivit. Ok. Lăsăm așa un pic de spațiu între ele. Așa. Mai rotim și mai punem încă una aici. Ups. Dacă e cu fundul. Nu stă bine. Uite așa. Așa. Am să fac și o casă pentru doi. Însă nu prea mai am pe unde. Știi ce? Am să o pun fix aici. Nu mă interesează dacă nu e în concordanță cu celelalte case. E o casă și gata. Bun, deci avem 2, 3, 4, 5. Deci doi oameni or să doarmă afară, clar. Bun. Să începem construcția primei case. Aici avem niște mici opțiuni de customizare a casei. Cum jocul se află în versiunea Alpha 8 și e plin de bug-uri, nu vreau să mă bag în chestiile astea. Nu mă bag, man! Ok. Dăm dublu click pe ea. Build, start building. Și omuleții deja și-au luat materialul și au început să lucreze. Între timp mă mai uit și eu pe la skill-urile lor, să văd fiecare ce skill-uri are. Ia să vedem. Mind 3, Body 3, Spirit 4. Slab. 6-6, excelent. Deci pe Fiona am să o fac Carpenter. Ne ducem aici și avem meniul ăsta drăgălaș. Deocamdată am numai Carpenter și Trapper. Mai târziu o să deblochez și mai multe opțiuni. Hai să-l facem Carpenter. Bap! Campiluță. Mamă, dar a luat ăla ca pe o sabie, ești nebun. Așa. Și ăsta o să fie, hai să zicem, shop-ul carpenterului. Mă rog,
masa de lucru a carpenterului. Și aici e geam? Nu cred că e geam. Bun, deci o să construim aici. Uite, domne, dar ce lucru în echipă. Uite cum au început toți așa să lucreze. Pac, pac, pac. Imediat termină casa, ce vorbești? Dar pentru terminarea completă a casei am nevoie de wooden door, window frame și pat, mean bed. Deci, hai să zicem, două paturi pentru casa mare. Oh, daily update. Acest daily update îmi va aduce de fiecare dată, în fiecare zi, câte o persoană în satul meu. Dacă am mâncare, moral și valoare, ca să spunem așa. Cum eu nu prea am mâncare, o să ne ocupăm imediat și de mâncare. Nu am îndeplinit nici condiția asta, nici condiția de bani. Deci nu poate să vină niciun omuleț. Așa. Bun, deci începem cu două paturi deocamdată, vreo trei uși, să zicem, și ia să vedem, de așa, trei ferestre. După aceea vom începe să construim și o sapă și o sabie. Vom promova pe cineva de aici ca footman, ca să ne apere mini sătulețul ăsta al nostru, pentru că seara, din când în când, mă rog, și ziua de fapt, o să vină niște goblini și o să-mi fure chestii. Fură aur. Asta e sigur. Ce mai aș fi craftat astea? Alo? A, nu, acum le face. Uite. Uite, negresa, ce viteză bagă, ești nebun? Uite cum se mișcă ăștia și cum se mișcă negresa, ia uite. Ui, taică. Ce mă, le-a craftat pe toate? Boi, e bun. Bun, îmi trebuie și wooden wall lantern. Nu. 3. O, acum e masă. Măi, ce mișto stau toți aici adunați. Potera lui Pintilie. Să facem câte una din fiecare. Bun. Și acum, în timp ce omuleții ăștia sunt ocupați, eu am să mă gândesc unde să pun fermele. Și cred că ăsta e locul perfect pentru a pune o fermă, zona asta, niște dăștia. Și fac și niște ploturi un pic mai mici. Sper să înceapă cu alea mici, nu cu alea mare. Nu cu alea mari. Doamne, ce am. Doamne, mor! Bun, uite. Haide așa. ce asta? Ridichie. Ok, plantăm aici niște ridichii. Lăsăm un mic spațiu între ele, totuși. Aici am să pun chestie de asta. Habar n-am ce este. Goodness, you people look starved. The traveler would like to leave you 3 rabbit jerky. Ok. Deci ne-a lăsat niște mâncare. Bă, am văzut niște beribașuri aici, nu știu dacă mai sunt. Nu alea le știu deja. Știu că mai văzusem eu ceva. Astea erau probabil. Uite așa. Bun. Următorul lucru care îl voi face, respectiv ăsta, să adune astea. Să vedem cine e mai potrivit la a fi fermier. Spirit, body, mind. Opa. Goblinul fură. Unde e? Unde e goblinul? Oh, uite-l. Fuck my life. Hai că nu mai vine a doua oară, fraierul. Ce faci, mă? Te încălzești la... What? Stai un pic. Deci goblinul a furat lemn. Deci goblinul fură lemn. Ok, am înțeles. În mod normal știu că goblinul fură aur, nu lemn. Eu știu că goblinul fură aur. Înseamnă că goblinul ăsta e cam miop. Ce făceam eu? Oh, da. Joboltus? Joboltus? What the fuck, ce nume?
ștampiluță. Acum ești fermieristă. Hai să vedem cine e mai rezistent, cine e mai bun așa dintre fraierii ăștia. Ăsta categoric nu. Categoric nu, n-are un pic de minte. Helen, uite, Helen ar putea fi un footman extraordinar, adică un soldat apărător gen extraordinar. A luat săbiuța și trece la treabă, patrulă. Perfect. Ce-mi plac cum stau ăștia aici la foc și discută povești. E seară, e frumos. Ce nu-mi place mie, că mă tot uit în colțul din dreapta sus al ecranului. Mă uit să văd de cât timp filmez, dar nu mi-arată. Ce mi-arată este această imagine pe care o vedeți voi. Mi-arată aici. Voi nu o să puteți să vedeți pentru că după randarea videoclipului nu o să se mai vadă. Asta niciodată nu se vede. Și a început cu ăla mare, perfect. O să dureze mult până plantează asta. Ar trebui să trimit niște scouts sau ceva să ia resurse și de aici. Și o să trebuiască să pun și o scară. În primul rând aici. Apoi aici. Avem nevoie de o scară. Bun. Cea de-a doua scară, pentru că nu vreau ca prima scară să fie extrem de aglomerată. Când 700 de oameni or să fie trimiși în direcția asta. Să o facem aici. Ah, și văd că aceeași persoană construiește scara. Excelent. Ok. O să luăm piatra asta, pentru că e important pentru noi. Și berizurile astea de aici. Și trebuie să-mi vină și daily update-ul ăla, la care fac fail. Băgam și piciorul. Bineînțeles. Oh, perfect. Uite ce văvăros doarme. Ia! Se camuflează cu iarba. Ok. Să vedem ce putem să mai construim aici. Nu țin minte să fi făcut paturi. Hai să vedem dacă am făcut. Deci am unul. Am un singur pat. O să mai fac mai multe. Ok. Și între timp selectăm casa asta și le dăm comandă să înceapă construcția. Bun. What the fuck? S-a sculat imediat de jos și a început lucrul. Ce tare. Bun. Level 2. Carpenter. Dar mă întreb, cu ce mă ajută pe mine levelul ăsta? Ok. Deci pentru primele acareturi care trebuiau create, îmi trebuia level 1. Acum level 2. Cu ce mă mai ajută acum levelul? Mă rog, probabil în versiunile viitoare o să mai adauge niște chestii de astea noi care pot să le faci. Zic eu. Bun. Am să vreau să pun și o băncuță sau două pe aici, ca să mai înfrumusețez zona, să nu mai fie atât de urâtă. Văd că se mișcă cam încet tantia asta. Are, mă, fiecare ce să mănânce? Sau oha? Hai că are. Are ce mânca băiatul. Uite că au mai lăsat și coșulețe pe aici. Bă, rataților, ce dracu fac cu răzma? Ați lăsat astea aici, al de izbeliște. Alo. Ce tembeli. E ce-mi place de tantia asta, uite. A mâncat repede ceva și a trecut la treabă, în timp ce ceilalți freacă meta pe acolo. Bine, mă. A, uite că au început și ăștia să construiască. Tu dai seama, avem oameni silitori? Ce naiba, mă? Să n-avem noi? Nu se poate, nu? Și asta ar mai fi încă o căsuță. Hai să vedem ce căsuțe mai avem noi de construit. Astea două, bun. Am totuși
speranța ca voi să-mi cereți ca eu să fac serie cu acest joc. Îmi place foarte mult jocul ăsta, Trader Approaches Your Town. Așa. 9 min beduri, curtains. Nu, n-am nevoie. Curtains-urile sunt chestiile alea, draperiile. Chestiile alea care le pui la geamuri. Am speranța ca voi să-mi cereți ca eu să fac serie cu jocul ăsta, pentru că îmi place foarte mult și aș fi mai mult ca fericit să fac serie cu jocul ăsta, bineînțeles la cererea voastră. Dacă vă place acest gameplay și vreți o serie cu acest gameplay, nu uitați să apăsați pe butonul de like. Și hai să sperăm că termină și tantia asta ferma până se termină videoclipul. Să sperăm că nu mai vin iară. Opa, eram sigur. Eram sigur, iată-l. Vă fărește-l! Ce ochișori mici are. Dă-i, dă-i bucată. Nu pot să văd nimic de pom. Damn it. Înapoi la muncă. Ai, ce frumos au ăștia aia la foc. Da, de ce nu colectează și ăsta? Pare ceva important. Eu zic că m-ar ajuta la ceva în viitor. Uite așa. Hai, tanti. Sapă acolo mai repede. Deci a terminat doar de săpat acum. Mai are de însămânțat. Stați să vedeți cât o să dureze însămânțatul. Jocul se mișcă cam încet. Până atunci, hai să vedem. Ce naiba aș putea eu să mai fac? Oh, da, un semn. Un semn de ăsta montat pe perete ca să... pe care zice că aici e The Carpenter, știi? S-ar potrivi bine. Weaver spindle, nu știu cum se citește. Nu dați vina pe mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Mamă, ia uite cât sunt. Și au și arme, ești nebun. Săriți pe ei. Uite-l că dă foc. Opriți-l. Oh. Ce era asta? Băncuță. Bă, că tot mi-am amintit de băncuță, ia. Trebuie să punem aici o băncuță. Băncuță băpărasă. Ia să punem, uite, o să punem aici în fața casei. Arată bine. Am pus-o la vreun geam ceva? A, nu. Nu e problemă. Bun. Dar unde? A, stai. Am uitat să-i scot din battle mode. Berries-urile astea nu s-au făcut. Da, tot nu o să am 50. Minimum 50. Nu o să am. Ah, dar stai. Stai, că s-a făcut ridichea. Oh, perfect, acum s-au băgat doi într-unul sau ce? Hai, mă, începe recoltarea, mă. Nu mă supăra. Bun. Deci că le face fundiță la ridichiile astea. Bine ar fi acum să le și livreze la timp. Că nu știu dacă chestiile astea care le recoltez eu aici, uite, se fac și dovlecii, mamă, super. Nu știu dacă astea se pun dacă sunt puse pe pământ aici. Cred că chestiile astea se pun dacă sunt băgate în stockpile. Și totuși nu vreau să risc să aflu chestia asta. Așa că cel mai bine... Știu de ce nu vor să crească. (Clears throat)
Uite, a făcut farmer level 1. Mă întreb la ce ajută dacă faci nivel 1 în farming. Ah, uite, se mărește viteza. Genial. Ok. Haide. Hai cu mâncarea, Doi. Daily update, ia. Ma, 8 dacă mai aveam. În 7 zile, ba nu, 5, în 5 zile nu am reușit să fac măcar food 50. Însă partea bună este că acum o să am mâncare, deci de acum încolo o să am mâncare și o să-mi crească populația. Adică între timp o să mai vină niște oameni, o să-mi intre în sat. Văzând astfel că avem o dezvoltare economică, politică și cum mai vreți voi, bună. Băi, eu zic să închem acest episod aici. Dacă vreți să fac serie cu acest joc, nu ezitați să-mi spuneți. Dacă v-a plăcut acest gameplay, nu uitați să apăsați și pe butonul de like. Am să vă las un link în caz că vreți să vă cumpărați jocul, însă nu cred, în descriere, în caz că vreți să îl cumpărați. Costă cât? $30 parcă. Deci asta înseamnă vreo 29-28 de euro, cam așa. Eu am fost aici un show și ca de fiecare dată vă urez tuturor multă baftă. Pa!